Este alertă meteorologică valabilă pentru nordul județului Mehedinți. După valul anormal de căldură, vin ploile. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare ce anunță ploi și chiar ninsori la munte, precum și o atenționare cu cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de astăzi și până joi. În altă ordine de idei, vremea va intra într-un proces accentuat de răcire și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astăzi în Mehedinți s-au înregistrat 29 de grade Celsius. Începând de astăzi, zona montană a județului Mehedinți se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată, valabilă până mâine ora 15. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar izolat vijelii și grindină. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări de apă, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, aceștia sunt sfătuiți să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a imobilelor aflate în construcție. Mehedințiul s-a confruntat în ultima perioadă cu un val neobișnuit de căldură. În martie și aprilie, temperaturile au fost similare cu cele ale unei luni de vară, iar în județ s-au înregistrat chiar și 30 de grade. Fermierii sunt disperați și spun că lipsa apei din sol este acută și va afecta grav și iremediabil culturile. Pe de altă parte, tot meteorologii avertizează că începând din această seară, temperaturile vor scădea drastic, chiar și cu 10 grade.